make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod de PES 2015 și Liga Campionilor cu Real Madrid. Înainte să începem, vă rog foarte frumos să nu uitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și vreți să ne motivați să continuăm în continuare cu ea. Ce aveți de rezervă aici la Barcelona, pentru că suntem, după cum vedeți, în semifinalele Ligii Campionilor, în El Clasico împotriva Barcelonei. Să pregătim cea mai bună echipă, Toni Kroos și cu Luka Modric să intre acolo titulari în fața fundașilor centrali, care vor fi Pepe și cu Ramos, dar să rugăm și pe Marcelo, pe Carvajal. Deja am emoții, răsuflu așa cam greu, nu foarte ușurat. Unde este Pepe? Pepe e, da, are roșu, este eliminat, din păcate nu ne putem folosi de el. Dar și Varane se poate descurca, nu putem spune că ar fi o pierdere pentru noi. Casillas, normal că va ierta în acest El Clasico, el și cu Xavi au cele mai multe prezențe în Liga Campionilor. Bun, suntem gata de meciul împotriva Barcelonei de pe Camp Nou. Începe meciul de pe Konami Stadium, așa se numește stadionul pe care ne aflăm. Astăzi regulile PES-ului trebuie să le respectăm. Rakitic are un păr atât de voluminos și atât de strălucitor. Iată pe Rakitic, este capitanul în acest meci, se o pasă dată către Neymar. Foarte bine acolo Casillas. Hai că încep tare, Barcelona a început deja în forță meciul și iată, jucătorul Barcelona a câștigat acolo la cap. Messi pentru Neymar. Neymar, cât de frumos trece brazilianul Neymar. Ce fetă are Neymar în el. Dar foarte bine respingem, un călcâi acolo greșit, din păcate călcâiul greșit al lui Toni Kroos. Facem pressing la Rakitic, Dani Alves, un alt brazilian pentru lui Suarez, uruguaianul. Suarez la Messi, Leo Messi, Messi, foarte bine, Luka Modric, excelent acolo. Oh, fuck, ce urât intră Rakitic, lasă-o jos, arbitre. Ronaldo, pas excelentă pentru James Rodriguez. Rodriguez, 1 la 1 cu Vermaelen, fundaș luat de la Arsenal, deci de la Barcelona. Să vedem acum execuția din corner al lui James Rodriguez. Cred că va fi prea pe portar, dar a boxat acolo portarul lui Bravo, cred că era portarul Barcelonei. Carvajal, acolo un duel cu Sergio Busquets, centralul Carvajal, reținută de Vermaelen și până la urmă balonul este respins. Nu se complică Vermaelen. Câștigă Marcelo la cap, foarte bine recuperăm prin James Rodriguez. Rodriguez nu a putut să facă nimic, din păcate Marcelo acolo, au recuperat extraterestrii. Messi foarte bine recuperează Rafael Varane și Rakitic. Minge întoarsă la Gerard Piqué. Cristiano Ronaldo, avem nevoie de cursele sale foarte bune și de pasele și șuturile lui excelente. Ha, Ronaldo, să vedem acum o pasă, probabil excelent. Oh, ce intrare acolo urâtă a lui Dani Alves. Intrare de galben, poate chiar roșu, dar nu cred că va risca atât de mult arbitrul. Oh, galben și pentru Dani Alves. Al doilea galben în acest match, celălalt îi aparține lui Rakitic. Să vedem cum va executa Luka Modric. Trebuie o centrare mai bine, avem oameni înalți față de Barcelona. Știm că este o slăbiciune, care o slăbiciune la fazele acestea. Totuși, iată că respinge acolo, dacă mă înșel, Jordi Alba și Rakitic cu contraatacul întoarce până la urmă mingea la Piqué. Cât pe ce se găsească acolo Piqué, am stat ca lupul la pândă. Oh, Neymar, scapă Neymar, nu se poate Neymar, hai Casillas, apără Casillas, foarte bine, excelent Casillas. Suarez, ce face lui Suarez, deposedat excelent de Ramos. Barcelona a avut o ocazie uriașă pe finalul primei reprize, care este atât de repede oprit de arbitru, ăsta era gol faza asta. Wow, Barcelona a avut posesie bună, noi am avut doar 38% posesie, vă dați seama că ea a avut 62%. Da, este, se vede că jucăm cu Barcelona, pase scurte pe jos, destul de frumoase. Ronaldo, hai băi, urcă, hai Ronaldo, un 2, Ronaldo, Cristiano, trage pe lângă poartă, putea să dea gol împotriva Barcelonei, de ce n-o fi făcut-o? Cristiano Ronaldo, ce ocazie a avut, poate că mai bine o lua mai puțin pe interior, a luat-o mult cu exteriorul aici Ronaldo, iar Claudio Bravo a scăpat cu mult noroc la faza aceasta. N-are cum să câștige Messi în fața lui Varane la cap.
Sergio Busquets, un jucător destul de înalt, unul dintre cei mai înalți de la Barcelona. Iată ce face, pasând la micuțul Messi, înapoi la Iniesta, capitanul din acest meci, Iniesta. Să vedem acum pe Gareth Bale. Bale foarte bine îl vede pe Cristiano Ronaldo. Ronaldo, oh, iese bravo și oh, shoot, oh, oh, oh. Oh, dacă intra asta, de ce oare nu a vrut să intre? A fost de la distanță mare, greu să prinzi cadrul porții. Poate că trebuia un lob aici, trebuia un lob serios, a fost distanța destul de mare, iar Bravo era în afara, era mult ieșit din poartă. Balon ajunge la Jordi Alba în flancul stângul la 1 cu Gareth Bale. Ce bine coboară și urcă Gareth Bale, cu toate că este o aripă, o aripă foarte înaintată. Probabil poate fi luat ca un al treilea atacant, reușește să urce și să coboare ca un adevărat mijlocaș. Jordi Alba, Alba pasează la Iniesta, Iniesta acolo presat imediat, nu recuperăm însă cât de bine a ținut Iniesta de minge. Rakitic, ce face Rakitic, dar Casillas are un reflex remarcabil și contraatacul nostru, să vedem cum va decurge cu Modric. Ai de capul meu, ce pasă greșită a lui Luka Modric, poate previzibilă, dar nu trebuia o astfel de pasă, ne-am grăbit la faza asta. Varan recuperează foarte bine, Luka Modric este extenuat, pasează la Ronaldo din prima pentru James Rodriguez. Mulți jucători ai noștri sunt foarte obosiți, iată și pe Messi și Iniesta, unii din jucătorii care au legat cel mai mult. Neymar deposedat foarte bine de Sergio Ramos, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Ronaldo șutează, Ronaldo! Oh! Bara lui Cristiano Ronaldo trage în transversal lui Claudio Bravo. Oricum a fost parada lui Bravo prin plan, el a trimis în transversal, adică a respins în transversală. A apărat bine totuși la faza asta. Toni Kroos are viteză bună. Kroos cu toate că este obosit reușește să centreze. Kroos bine. Oh, respinge acolo Piqué, sare pe sub minge. Rakitic. Acum șuta lui Kroos. În ultimul minut al meciului Toni Kroos trage pe lângă poartă, puteam da golul care însemna destul de mult pentru noi. 0-0 pe Camp Nou în ghilimele, cu toate că suntem aici pe Konami Stadium, da, omul meciului pentru noi a fost Rafael Varane, a avut intervenții bune, așa este, 7 a fost nota sa, deci a jucat foarte bine, 0-0 și cealaltă semifinală între Bayern München și London, echipele care au jucat la ele, pe terenul lor, au fost foarte defensive, cu multă posesie, în general așa sunt Bayern și Barça, și iată returul în semifinale potriva Barcelonei, totuși mai facem echipa, da, să-l băgăm pe Pepe. Da, spuneam de returul împotriva Barcelonei, acest retur este pe terenul nostru și să sperăm că ne va fi destul de bine. Și începe meciul, dragi prieteni, dintre Barcelona și Real Madrid, un El Clasico, o poveste care nu mai are un sfârșit. De fiecare dată a fost meciul foarte spectaculos între echipele astea două. Benzema! Cât de tare începe cu o superbă bară acolo, Karim Benzema. Prima bară a meciului și în tur am avut o bară și am condus la bări, la raportul bări. Oh, ce pas acolo pentru Suarez, pentru Iniesta, cred că de la Suarez a fost. Sau Messi chiar, da, Messi a fost cel cu dribblingul de geniu. Iată-l încă o dată, Messi are poftă de joc. Să sperăm că asta nu ne va costa în meciul acesta. Neymar, Bale, foarte bine recuperează Gareth Bale pentru Benzema din prima la Cristiano Ronaldo. Era greu să-l facă chiar așa de ușor pe fundașul Barcelonei. Mingea aruncată pentru Messi, iese foarte bine Iker Casillas și nu îi dă oportunitatea lui Messi să îl execute. Acum Ronaldo, pas excelentă pentru Benzema, iese însă și bravo, gol! Benzema! 1-0, o ezitare a lui Bravo care aduce deschiderea de scor pe Bernabeu. Ce gol! Karim Benzema reușește să deschidă scorul. 1-0 în acest meci și 1-0 la general. Reușește deschiderea scor Karim Benzema din pasa de gol a lui Cristiano Ronaldo. Priviți, faza a fost una simplă. Ronaldo a dat impresia că dă șut aici, priviți, dar a fost o pasă superbă și Benzema reușește să-l învingă acolo pe Bravo, care nu știu ce a vrut să facă, nu prea s-a înțeles nici cu fundașii săi. Asta a fost foarte bine pentru noi, ne-am folosit de lucrul ăsta și conducem cu 1-0. Jocul nostru ofensiv s-a văzut și acum Barcelona este obligată să iasă la atac. Pasă pentru Cristiano Ronaldo, nu ne oprim, Ronaldo! Nu nimerește poarta, din păcate aici, șeptarul nostru
Era și cât pe ce să dea o pasă de gol și un gol. Ronaldo, o pasă excelentă pentru Benzema. Benzema în care o trage, Benzema trage. Oh, câte șuturi am avut până acum. Am dominat-o clar pe Barcelona. Iartă-l pe Modric, are șut bun. Baolo, Barcelona este sugrumată de noi în aceste momente foarte bune în care avem foarte multe ocazii, dar nu marcăm. Am marcat doar un singur gol. Sperăm să nu ne coste asta. Avem 5 șuturi deja spre poarta Barcelonei, iar Barcelona nu are nici măcar un șut, încă unul acum. Ronaldo! De ce a tras pe lângă? Nu-mi vine să cred. Câte ocazii ratăm? 6 șuturi, 6-0 este raportul șuturilor pentru noi. Cristiano Ronaldo a ratat câteva ocazii destul de bune, iar Barcelona nici măcar nu a ajuns în careul nostru. Așa ceva este un lucru care îl vezi foarte rar. Oh, iată pe Neymar, o pasă simplă, dar utilă acolo pentru Messi. Neymar rămâne la balon, Neymar în duel cu Gareth Bale, trage Neymar. Șut slab, șut modest din partea brazilianului, care se scurge la colțul scurt pe lângă poarta lui Iker Casillas. Portarul nostru a apărat excelent, ca la carte, în turul de pe Camp Nou. Ne-a salvat de la câteva faze cruciale. A fost crucial pentru la câteva faze Iker Casillas. Bale, foarte frumos, scoate mingea, excelent. Benzema din prima la Ronaldo. 1-2, oh, șutul lui Benzema este respins în corner și avem o lovitură de colț. Foarte frumoasă această fază făcută de jucătorii noștri. Benzema trage cu piciorul stâng. Să vedem centrarea lui James Rodriguez, jucător de picior stâng. Centrare bună! Toni Kroos acolo cu capul trimite peste transversala lui Claudio Bravo. 1-0, scorul rămâne intact, nu s-a mai schimbat rezultatul de pe tabelă. Ronaldo, șutul lui Cristiano Ronaldo, apărat acolo Claudio Bravo. Oh, și ce e asta? Nu înțeleg ce am vrut să facem aici. 1-0, pentru noi este bine, Barcelona până acum nu a făcut nimic, dar oricând poate izbucni o simplă pasă care să ne surprindă apărarea și un șut care să-l surprindă pe Casillas. În atâtea șuturi, măcar un gol dacă mai marcam era bine. Însă meciul nu s-a terminat, mai sunt mai puțin de 30 de minute în timpul regulamentar și să vedem ce vom face. Messi foarte bine acolo, încercăm să-l oprim pe Messi, dar este foarte greu. Carvajal, trece Messi, Carvajal încă o dată prestează, pasă pentru Suarez. Suarez la Rakitic, apără Casillas, șut destul de slab, modest al lui Rakitic, primul șut al Barcelonei pe poartă. Și să vedem acum pe cross pentru Cristiano Ronaldo. Ronaldo foarte frumos încearcă să-l întoarcă pe Alves, dar a reușit să treacă de el. Ronaldo brazilian, spectaculosul Ronaldo, 1-1 cu Vermaelen. Acesta reușește să îl oprească pe starul nostru. Da, Jordi Alba 1-1 cu Ramos. Hai Ramos, bagă osul Ramos, rupe piciorul Ramos. Ocazie Barcelona. Oh, Messi a avut această ocazie, au început să se trezească. Șutul lui Messi este puțin pe lângă poarta aparată de Iker. Hai Casillas, rezistă măcar până la finalul meciului. Dacă defensiva noastră nu poate rezista, măcar tu să reziști, pentru că ofensiva noastră nu mai dă niciun gol. Și din atâtea ocazii, iată că nici să construim nu mai putem, adică este destul de greu. Barcelona începe să se trezească și nu prea au apărut erori, mai ales în partea a doua la Barcelona. O repriză secundă mai bună făcută. Oh, Messi este egoist și ne folosim de asta foarte bine. Deposedează Sergio Ramos. Rodriguez, excelent pentru... Oh, pasa lui Rodriguez nu a fost cea mai bună, ar fost una pentru Benzema. Dar intercepție bună a fundașilor Barcelonei. Nu a fost decât 3 minute de prelungire arătate. Să vedem pe Ronaldo, ultima fază a meciului. Cristiano trage pe lângă poartă și gata, meciul este deja închis. Încearcă Bravo să-și încurajeze coechipierii, dar nu reușește. Nu cred că mai pot face ceva. Extraterestri galactici au fost superiori în mult peste ei în acest meci, mult mai bine pregătiți. Parcă a fost Real contra Eibar sau o altă echipă slabă din Primera Divizion, nu Real și Barça. Benzema a fost un meciul lui pentru noi, a dat și gol în acest meci. 7,5 nota atacantului nostru. Să nu uităm că Ronaldo a dat pasă de gol pentru Benzema și ne-a calificat în final împotriva lui Bayern München. Noi și cu Bayern München, Real și cu Bayern München s-au întâlnit de cele mai multe ori în Europa, echipele cu cele mai multe meciuri disputate în competițiile europene. Nu mai lăsăm intro-urile astea și toate astea pentru că au copyright și alte chestii. Da, suntem în finala care ne așteaptă următorul episod. Sper ca și voi să o așteptați și sper să vă placă. Dacă v-a plăcut și acest episod, nu uitați de like,
și până data viitoare, sayonara!